Bună seara, Florin, și felicitări, omul meciului astăzi, a noua oară în acest sezon, bună un seara. Record. Mulțumesc. Da, sunt fericit că am reușit să-mi ajut echipa să ia cele 3 puncte. Aveam nevoie să revenim pe primul loc. Și fericit și pentru că am fost omul meciului. Și mai sunt câteva borne importante pe care le-ai bifat în această seară. 21 de goluri ai ajuns acum. Ești primul fotbalist care ajunge la peste 20 de goluri după 8 ani în campionatul nostru. Și o altă performanță, ești singurul care a marcat în toate cele 6 sezoane de play-off. Ce spune acest lucru? Că îți place în play-off sau că poate ar fi momentul să pleci din vară, că ai jucat deja destul de mult? Nu, în primul rând le mulțumesc colegilor pentru că fără ajutorul lor nu puteam să marchez atâtea goluri. În al doilea rând mă bucur că am reușit să marchez în toate sezoanele. Era o problemă dacă nu marcam. Sper să o țin pe aceeași linie, să dau cât mai multe goluri în acest play-off și la sfârșit să câștigăm titlul. Simți că acum depind mai multe lucruri ca niciodată de tine? Normal. Trebuie să marchez, să-mi ajut echipa. Dar avem și alți jucători care pot marca și eu zic că avem o șansă mare la titlu. Cu cine crezi că veți lupta în acest sezon? Tot cu CFR va fi un duel în doi sau se poate implica și Craiova? A pierdut puțină distanță față de voi. Da, a pierdut, dar avem două meciuri directe cu ei. Dacă ne bat de două ori, sunt lângă noi. Eu cred că și Craiova se luptă la titlu. Depinde ce vor face etapa următoare la Cluj. Sunteți din nou pe primul loc. Era important să câștigați astăzi, să reveniți pe această poziție. Da, ne dă încredere că suntem pe primul loc. Avem un meci dificil acum cu Sepsi, pe care eu sper să-l câștigăm. Și partida din ultima etapă, cred că meritam să o câștigăm, dar avem șansa acum să Cum crezi că va fi acum cu Sepsi? Ultimele dueluri directe între FCSB și Sepsi n-au fost foarte amicale, s-a lăsat cu faul turdure, momente încinse, chiar cu accidentări. Da, va fi un meci dificil, pentru că Sepsi are o echipă cu jucători cu experiență, dar va fi foarte dificil dacă arbitrul le va permite să aibă intrări ca și cele din trecut. Mulțumesc, Florin. Plăcere.